Prima parte a turneului de fotbal Junior Cup Botoșani s-a adresat copiilor născuți în anii 2012, 2014 și 2016. La turneul organizat de Clubul Junior Botoșani au participat echipe din județele Botoșani, Suceava, Neamț, Iași, Bacău, dar și din Chișinău. La categoria 2012, meciurile s-au disputat la baza sportivă din Bucecea. Reprezentanta clubului ACS Juniorul Suceava, antrenată de Adrian Stânca, a câștigat medaliile de bronz, după ce a învins în finala mică echipa Profi Botoșani cu scorul de 4-3. Suciovenii și-au adjudecat și două dintre cele trei premii individuale. Ianis Strilciuc a fost desemnat cel mai bun portar, iar Damian Râpan a ieșit golgheterul turneului. Semifinalele categoriei de vârstă 2014 au programat la baza Junior Arena un derby suciovean între juniorul Suceava și Academia Mihai Roman Vicovu de Sus. Jucătorii lui Daniel Bostan au condus la pauză cu 2-0, dar formația antrenată de Dimitrie Bâru și-a revenit spectaculos în repriza secundă și s-a impus cu 4-2. În finala mare, vicovenii au cedat în fața gazdelor de la Junior Botoșani cu 3-7. Juniorul Suceava a câștigat bronzul după ce s-a impus categoric în finala mică 7-2 cu Artis Botoșani. Albverzii au câștigat și titlul de cel mai bun portar prin Alexandru Iacob. Meciuri spectaculoase au avut loc și între cei mai mici participanți la turneu, cei născuți în 2016. La această categorie, juniorul Suceava a trecut în semifinale de Viitorul Târgu Frumos cu 2-1. Echipa antrenată de Daniel Bostan și-a adjudecat trofeul după 1-0 în finala cu Steaua Magică Iași. Suceoveanul Nicolae Sasu a fost cel mai bun marcator al întrecerii. La final, grupele de 2014 și 2016 ale clubului juniorul Suceava au sărbătorit împreună câștigarea medaliilor. La finalul acestei săptămâni va avea loc partea a doua a turneului Junior Cup Botoșani, destinată categoriilor de vârstă 2011, 2013 și 2015.